Lucrările pentru extinderea și modernizarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Săndărei au intrat în linie dreaptă. Autoritățile locale au predat amplasamentul în vederea demarării lucrărilor la un proiect ambițios care se ridică la suma de 110 miliarde de lei vechi. În urma finalizării construcției, cetățenii din Săndărei și zonele învecinate vor avea acces la servicii medicale de calitate. Proiectul prevede înființarea mai multor cabinete de specialitate, astfel încât pacienții nu vor mai fi nevoiți să meargă pentru investigații până la Slobozia sau Fetești. De asemenea, cabinetele medicale vor fi dotate cu aparatură medicală de ultimă generație. Avem reprezentanții societăților cu utilitățile, avem dirigintele de șantier, avem proiectantul, care e tot constructorul. Da. Amprentă la sol, cam cât ar fi a clădirii? 800 de metri. 800 de metri amprentă la sol. O să începem să facem organizarea de șantier și când începem barăcile și absolut tot, o să facem o ședință și cu dumneavoastră și cu APA și cu toată, toată lumea. Acest proiect este visul nostru, angajaților Spitalului Orășenesc Săndărei și al populației arondate. Să ai un ambulatoriu cu N cabinete de specialitate, unde poți să pleci cu toate investigațiile finalizate, inclusiv un computer tomograf, este visul oricui. Când acest ambulatoriu va fi funcțional, niciun cetățean din zona arondată sau oricine se va prezenta la acest spital și ambulatoriu nu va mai fi nevoie să mai părăsească zona pentru investigații suplimentare. Vor avea aici toate cabinetele de specialitate funcționale și plus paraclinicul, ambulatoriu de specialitate cuprinde și parte de investigații de radiologie și investigații de analize de laborator. Atunci, în viziunea mea este că populația va fi foarte, foarte fericită, vor avea unde veni cu copii, vor avea unde veni cu părinții și chiar fiecare dintre noi pentru o simplă investigație nu va trebui să mai mergem la, eu știu, la 30 de kilometri la Spitalul Județean și toată lumea va fi foarte mulțumită. Absolut că este o lucrare complexă. Din punct de vedere constructiv nu este grea, sunt grele lucrările de interioare aici. Da? Sperăm să o terminăm în termenul care, care e dat. Termenul de 13 luni. De 13 luni. Veți încadra, așa, cu sperăm să ne încadrăm. Depinde cum evoluează vremea și prețurile. Contează foarte mult. Absolut. Întotdeauna au fost. Bine cât au evoluat în ultimii 2 ani de zile. Piața a crescut la material de construcție undeva la între 40 și 60%. În cazul în care nu există o prognoză certă, o să avem surpriza, putem avea surpriza să oprim lucrurile dacă nu găsim împreună cu beneficiarul o soluție de deblocare. Deocamdată suntem în contract. Astăzi se semnează ordinul de începere a lucrărilor împreună cu constructorul, împreună cu dirigintele de șantier și toți factorii de decizie care sunt implicați în acest proiect. Vom remedia pe parcursul derulării contractului toate sincopele care vor apare, însă noi suntem optimiști ca beneficiar, ca, dacă vreți, autoritate contractantă a acestui contract pe care îl avem în derulare. ADR-ul Muntenia și-a manifestat toate bunele intenții de a finaliza acest proiect, însă, așa cum am menționat, este un proiect complex care sperăm să se finalizeze în termenul prevăzut în contract și anume 13 luni. Acest ambulatoriu de specialitate, acest ambulatoriu integrat la nivelul Spitalului Orășenesc Țăndărei, așa cum am spus, dacă vreți, aduce plus valoare tot ceea ce înseamnă serviciilor medicale de la nivelul orașului Țăndărei și nu numai, dacă vreți, partea de sud-est a județului Ialomița. Astăzi spunem că pornim cu dreptul, pornim în acest contract, sperăm să-l finalizăm în termenele prevăzute. Suntem prezenți împreună cu toți factorii de decizie, operatorii care lucrează în acest moment la derularea acestui proiect. Împreună cu noi este și antreprenorul. Sperăm ca la finalul anului acesta să avem construcțiile finalizate și, așa cum a spus și doamna manager, undeva în 2023, în această perioadă, să avem ambulatoriu funcțional și să aducă tot ceea ce ne-am propus prin derularea acestui proiect, care este de o valoare nu foarte mică, vorbim totuși de 110 miliarde. Această sumă este împărțită în două, 47 de miliarde fără TVA reprezintă construcția, iar diferența o reprezintă dotările și echipamentele care vor prevede acest ambulatoriu de specialitate. Proiectul privind extinderea, reabilitarea, modernizarea
și dotarea ambulatorului Spitalului Orășenesc Sândărei este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar termenul de finalizare este de 13 luni de la data începerii lucrărilor.